bine, tipul ăla în alții se gândește să lase pe ăsta mic să țină stâlpoare spin și bătea și vântul afară. Și pe bucim acolo. Da, și gândește că a bătut vântul atât de tare încât băiatul era să o pățească grav. Bună ziua, doamnelor și domnilor, Alin Barbaras este numele meu. Bine v-am regăsit la un nou episod din podcastul nostru. În această seară, în această zi, îl avem invitat pe Alexandru Mandache. Salut, Alin. Salut, bine te-am găsit. Bine te-am găsit și noi. L-am ales pe Alexandru Mandache ca și invitat pentru că este unul dintre studenții foarte eminenți ai Universității Gheorghe Sachi și totodată și un voluntar foarte fain. Haideți să le spunem și că ești președintele Asociației Studenților și Absolvenților Facultății de Construcții din Iași și am zis că totuși ești invitat potrivit pentru acest podcast și poate ne spui și tu mai așa cum a fost experiența ta de voluntariat. Dar mai întâi hai să începem totuși. Cine este Alexandru Mandache? Alin, ca să spun sincer, Alex Mandache este un tânăr cu speranțe și multe vise. A venit la Facultatea de Construcții și Instalații ca să-și creeze un viitor în primul rând și să își descopere calea lui în viață și a ajuns să dea nas cu voluntariatul și de acolo a început toată aventura. De acolo a început nebunia. Da. Ei, super. Asta a fost prima variantă, da, chiar așa de curiozitate. A fost prima variantă Facultatea de Construcții sau am mers așa? Prima dată voiam să merg la FEA, am vrut să merg la FEA, okay. Să dau la CUZA și la sfatul părinților am ajuns să vin la construcții. Am înțeles că o variantă mult mai bună și mai avea mai multe deschideri. Și regreți această decizie? Nu, sau? Deloc. Deci ai ales bine, da. Zici tu. Super. Așa, partea asta de voluntariat. Care a fost prima acțiune de voluntariat la care tu ai luat parte? Orice. Când ai avut pentru prima dată tangență cu voluntariatul? Prima tangență cu voluntariatul cred că a fost în anul întâi, a doua săptămână de facultate, deja am intrat în pâine direct și știu că era un proiect pe asociație atunci și a fost nevoie de niște oameni să care niște lucruri, ceva genul logistică. Și cred că atunci am dat nas cu voluntariatul și am început să descopăr așa încet încet ce se întâmplă în asociație. Ce înseamnă cu adevărat. Și ți-a plăcut atunci? Deci da. a fost primul contact, da, nu? Da, ăla. Și nu știu ce... Care a fost, ce te-a atras, așa, ce ți-a plăcut mai exact acolo? Sincer, oamenii. Am încercat să cunosc cât mai multe persoane, să-mi fac cât mai multe legături, deschideri, să am, nu știu, să am genul de persoane la care să sun când am nevoie de ceva. Și cred că asta și înseamnă voluntariatul cu adevărat. Să creezi anumite persoane pe care să te bazezi într-un anumit moment din viața ta. Eu auzisem așa o chestie, că nu numai la voluntariat, și la proiecte Erasmus și la mai multe, că treaba asta cu voluntariatul nu e chiar despre proiectul în sine de voluntariat, ci mai mult despre oameni. Tu ce părere ai de treaba asta? E despre oameni în principal. Deci, pentru că acolo se creează toate conexiunile și energiile de care... Da. De care... Așa. Bun. Ia zi-mi așa, Oleac, cum ai ajuns tu președinte la SAFCI? A fost greu. Sincer, nici eu nu prea mă așteptam să ajung președinte. Nu am intrat în asociație cu gândul ăsta că o să fiu președinte pe viitor. Ți-am spus și acum câteva secunde că am intrat în asociație ca un simplu voluntar. Am muncit foarte mult și când spun muncit foarte mult, nopți pierdute la anumite proiecte pe care le avem în asociație, logistică foarte multă, nu știu, stând cu foarte mulți oameni de vorbă și făcându-mi o idee despre ce înseamnă cu adevărat voluntariatul. După primul an de voluntariat, am aplicat în asociație ca și director de fundraising. Ok. Bineînțeles, am obținut postul ăsta. Nu m-a descurcat atât de bine pe fundraising. A zis că, asta nu e de mine și trebuie să încerc și altceva. Am mai trecut un an, știu că venise și pandemia. În perioada aia totul mergea foarte prost cu asociațiile și cu voluntariatul. Era picase într-o râpă, să zic așa. Cam totul picase într-o râpă atunci. Adică și voluntariatul a scăzut foarte mult. Și împreună cu doi colegi de-ai mei am zis că trebuie să faci ceva, să ridicăm iarăși tacheta pentru că nu se poate să o lăsăm jos. Și am candidat cu echipa la funcția de președinte executiv. Bineînțeles că nu am avut concurență atunci. Am reușit să obținem și acea candidatură. Am mai trecut un an și am reușit să ajung președinte. Și acum suntem aici. În momentul de față, cu mult sport de muncă și voluntariat. Și... Super. Cum, așa efectiv, perioada aia de pandemie, deci ne-a afectat pe toți. Adică, da, clar. Cum,
cum, deci s-a tăiat totul instant deodată, nu-i așa? Da. Și cum a fost văzută din, prin ochii voștri? Adică mă gândesc că nu erai numai tu acolo, erau toți așa, pe partea asta de Asafci, numai colectivul Asafci, cum au văzut toată situația? Că mă gândesc că nu numai voluntariatul, ci și facultatea și tot. Sincer, în momentul ăla, cred că a fost o dramă totală pentru noi, pentru că, având în vedere că trecuse, cred că un an, sau un semestru, ceva de genul la facultate și a venit pandemia și noi atunci, fix când a venit pandemia, eram în punctul cel mai frumos, nu să zic așa, deja ne cunoscusem, începeam să ne gândim că o să facem asta, o să începem asta, cu idei noi. Și când a venit pandemia, ne-a pus la pământ pe toți și nu știu, a fost aiurea. Era în anul întâi? Da, da. Anul întâi, semestrul al doilea. Semestrul 2, da, undeva prin martie știu că a venit pandemia. Știu că ați intrat în online. Da, da. De fapt, ca toată lumea. Online foarte ciudat și... Și cu practica, gen, cum s-a realizat atunci? Că noi la Politehnică se face practic. Știu că am avut de făcut, nu știu, ceva poze la anumite clădiri în anul întâi. Și după a trebuit să facem un caiet de practică și cam asta a fost. Adică nu a fost prea pompos, să zic așa, da, wow. Pentru că nu aveai ce face, efectiv. Trebuia să te vezi profesorul pe Meet. Intrai și după era gata tot. Ceva. Deci a fost foarte sec. Totul. Și până să se echilibreze toată situația, a fost durat, o monotonie totală, stai acasă și... Stai acasă și pe partea... Deci, primul contact a fost facultate, da? Până la facultate n-ai mai avut. Făcusem acțiuni de ecologizare la mine în oraș, dar... Dar chiar de unde vii? Din Botoșan. Botoșan, ok. Făcusem anumite acțiuni de ecologizare, doar că nu erau atât de... Wow, făceam curățenie în curtea școlii, chestii de astea, basic. Deci cum se fac la organizații astea mai micuțe, să zic așa. Da. Adică nu era foarte wow. Dar la facultate s-a schimbat. Mi-a schimbat total perspectiva despre voluntariat. Interesant. Ia zi-ne, care a fost din toate proiectele de voluntariat cel mai mare? Cel mai mare? Pe care l-am avut la așa... La care ai participat, mai bine zis. Cred că a fost gala Asafci de 15 ani. Ok. Un proiect foarte... pompos și plin de foarte multe, nu știu cum să zic eu, aveai multe responsabilități la el. Da. Trebuia să vorbești cu foarte mulți, să aduci invitați, sponsor să fie acolo, să iei în considerare faptul că vin profesori, ceea ce spui pe scenă, ceea ce o să se prezinte acolo, ce scoți în evidență și chestia asta, poate din perspectiva unui voluntar simplu, pare că a făcut și ei o gală și asta a fost. Da. Dar în spatele... În spate e multă muncă. E foarte multă muncă și mult stres. Dar până la urmă, fiecare persoană realizează chestia asta la un moment dat în viață. Și, da, și deci ăla a fost cel mai mare. Da. Și cât a durat să organizați data aia? Cât organizarea a început înainte cu 2 săptămâni sau 3 săptămâni. De muncă aproape noapte de noapte, stând și calculând toate chestiile, buget, toate astea și pregătind niște momente care erau oameni implicați, oamenii aia trebuiau să, poate, nu știu, într-o zi să mănânce și ei ceva și trebuia să le dai chestia aia, adică sunt foarte multe în spate care... Da, în perioada aia erai pe fundraising sau nu, erai președinte? Nu, în perioada aia eram președinte. Erai președinte, deci ți-ai luat candidatura POC, gala Asafci. Da. E bine. Și ce, de când te-ai apucat tu așa cu voluntariatul, care au fost problemele, provocările, mai bine zis, pe care le-ai întâmpinat? Să fie acolo pentru fiecare voluntar, cred că e o provocare foarte mare, ca și președinte sau, indiferent că dacă ești un membru în conducerea asociației, trebuie să fii într-o legătură strânsă și cu voluntari, pentru că, până la urma urmei, noi n-am fi ceea ce suntem fără voluntari. Clar asta. Și trebuie să petreci timp cu ei, să cunoști fiecare poveste din spatele fiecarei persoane. Și chestia asta necesită foarte mult timp și dacă nu ți-aloci timpul ăsta, eu cred că pierzi foarte mult, pierzi foarte mulți voluntari și trebuie să ai în vedere chestia asta. Și cum atragi tu oamenii? Cum îi ții aproape? Cum ești tu pentru ei? Să fii pentru... Ai zis că trebuie să fii pentru fiecare voluntar. Da. Cum ești tu pentru ei? Păi, în primul rând, sunt acolo când am nevoie de ceva. Un sfat, având în vedere, uite, că sunt și în anul 4 la facultatea reconstrucției. Da, poți da experiență. De obicei, noi ne axăm, începe de pe anul 1 și după tot începe să-i creștem pe voluntari, oarecum, să zic așa, în ghilele. Da. Și
stai cu omul la o vorbă, cunoști-te ceea ce vrea de la viață, adică încerci să cauți chestii pe care le aveți poate în comun sau nu știu. Și de acolo pleacă toată chimia asta dintre voluntari și conducere sau președinte voluntar, relația asta. Să o luăm așa, între oameni în general. Da, 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 între oameni, exact, exact. Până la urmă, voluntariatul, cum am zis și noi mai devreme, e mai mult despre oameni și nu despre proiectul în sine. Exact, exact. Și treaba asta, cred că ne și definești ca oameni, știi, băi, hai, uite, socializezi cu o grămadă de oameni, dar până la urmă, e și asta un beneficiu la un moment dat, știi, băi, îți formezi relații, îți formezi cunoștințe. Așa este. Și dacă tot am ajuns la capitolul ăsta de beneficii, care sunt beneficiile cu voluntariatul? Beneficiile? Da, ci, băi, uite, am făcut voluntariat și pot spune că m-au ajutat acum. În primul rând, voluntariatul cred că te scoate din bula aia ta pe care ți-o creezi, poate în liceu. Zona sau, din confort. Exact, ești foarte mult zona de confort și, nu știu, prinzi anumite skill-uri pe care un om care nu face voluntariat nu le are. Nu reușește să le dobândească de-a lungul timpului. Și făcând voluntariat, capeți anumite, nu știu, skill-uri la vorbire de față cu, poate, nu știu, o sală de 500 de persoane, 400 de persoane. Sau felul în care să te bagi pe sub pielea unui om. Nu știu, când vrei să obții o sponsorizare, spre exemplu. Da. Ce îi aduci tu, ce îi oferi, ce îți dă el, chestii de astea. Adică negocierea asta pe care ți-o așa, o dobândești datorită voluntariatului. Da. Și multe alte chestii, dar... Da, chiar uite, am eu o întrebare mai bună. Da, deci tu ai făcut voluntariat numai în facultate. Da. Ai avut și niște beneficii pe partea asta, nu știu, în, să-ți mărești relația, să îmbunătățești relația cu profesori de la facultate. Ai, chestia asta nu prea se aplică în general, pentru că până la urma urmei nu trebuie, într-un fel ar trebui să fim egal cu ceilalți studenți de la facultatea noastră, nu trebuie să facem discriminări că ăsta e în asociație da. Și... Da. Dar nu, nu. Nu se întâmplă chestia asta. Uite, eu fiind anul întâi la voi la facultate, o profesoară, n-am să-i dau numele aici, ne-a zis că să ne implicăm la activitățile ASAFCI. Deci de asta mi-a venit acum întrebarea asta, că bă, uite, ați, totuși aveți o reputație bună la profesor, da, știi? Da. Și de aici mă gândeam că bă, uite, dacă te știu profesorii de președinte la ASAFCI, nu că dă note mai buni sau de astea, dar mai stă la o vorbă cu tine, mai da, o de astea, știi? Automat vede un potențial în tine și poate, nu știu, te tratează poate el altfel, dar da. Nu să forțezi tu oarecum omul să te da, tratezi clar. Într-un fel, că vai, da, ești da, și da. De la asociație. Da. El e profesor până la urmă urme și... Da, asta am observat eu, că totuși este... Da, foarte mulți profesori încurajează voluntariatul, pentru că și el, rândul lor, fiind la construcții, au făcut și ei voluntariat da. La ASAFCI da. În tinerețea lor. Și știu cum e viața asta de student cu care face voluntariat, merge la facultate, adică se combină foarte frumos dacă știi să faci chestiile da. Astea, dacă nu... Ești doar student și atât, trebuie facultatea doar cu niște note pe care o să se piardă și ele acolo undeva și atât. Da. Dar dacă vii și faci voluntariat, probabil o să fii mult mai câștigat. Și cu tot, da, uite, câștigat, încă un subiect de discuții. De ce totuși să facă cineva voluntariat? Asta e o întrebare care mi se adresează și mie câteodată. De ce să facă voluntariat? Da, de ce? Adică de ce să mă duc la un proiect de voluntariat? Uite, ecologizări. De ce să mă duc la ecologizări? De ce să mă duc la Galaf Safci când pot să stau acasă să mă joc pe calculator sau eu cu băieții la o sămânță? Știi care e problema? Că dacă ești cu băieții la o bere sau la o sămânță, berea se termină, sămânța la fel. Da, corect. Dar dacă ești cu oameni la o ecologizare... O să-ți dai seama că cunoști persoane noi, în primul rând, care îți pot aduce un beneficiu sau un plus și automat, doar prin simplu fapt că tu ai cunoscut o persoană în ziua respectivă, ați schimbat doar un nume, ești mult mai câștigat decât ăla care stă la sămânță și la bere. Da, corect, e foarte bun răspuns. Deci tu practic ai câștigat de la persoana aia, nu știu, o informație nouă pe care tu probabil nu știai, dar ești câștigat. Ai ceva în plus față de altul care stă în cameră și se joacă. Deci partea asta de socializare, cred că e mai bine să formezi relații. Mai devreme ai zis tu că îți formezi și niște skill-uri, cum ar fi negociatul și ce skill-uri? Public speaking-ul, public speaking, în general. Okay. Adică pot fi și skill-uri băi, pe care s-ar putea să nu le folosești. Dar nu ai de unde știi ce... Ce îți rezervă viitorul, cred că mai bine zis. Exact. Adică... Nu cred că te așteptai tu în anul întâi de facultate să fie aici în față la niște camere. Clar. Deci chestia asta apar de-a lungul timpului, adică, nu știu, Dumnezeu le face în așa fel încât să pice la momentul potrivit și timpul potrivit. Cum a fost tranziția asta de la Botoșan la Iași? Drastică. Nu știu, pentru cei care poate se uită la acest podcast și urmează să fie studenți și vin din alte orașe sau din același oraș și trec de la nivel de liceu la facultate, e o schimbare foarte mare. Da.
și în primul rând e o maturizare pe care o primești fără să-ți dai seama. Forțat și, un pic. Da, da, oarecum forțată, oricum, dar și dureroasă în același timp, pentru că gândește că pleci din orașul tău unde ai zona ta acolo de prieteni, ai grupulețul al tău și vii la facultate unde trebuie să iei totul de la zero, să cunoști persoane noi, să încerci să-ți creezi relații noi și până la urmă asta e partea frumoasă a studenției. Să începi ceva de la zero și să ajungi în punctul în care să spui că uite, am reușit să fac asta. Da, cu de niște acolo, obiective propuse exact. În anul întâi, dar chiar ai niște obiective pe care ți le-ai propus în anul întâi și acum în anul 4 ți le-ai îndeplinit? Sau pe care, să zicem, ești pe cale să ți le îndeplinești, nu știu. Bă, dai seama că primul obiectiv a fost terminarea facultății. Okay. Și acum am ajuns în anul 4, urmează să termin facultatea și practic pot spune că și cu ajutorul obiectivului ăsteia am îndeplinit poate alte obiective pe care nu le aveam în minte. Și da. Asta cred că ar fi obiectivul pe care l-am propus la întâi. Dar chiar uite că tu totuși ai și experiență de conducere de unei legi destul de mărici, că ești printre Pasaf, ce e printre cele mai mari din ea, așa, da, asta e clar. Da. Nu știm dacă e chiar cea mai mare, dar oricum ești acolo. Nu faci recensăminte la asociații. Da, nu știu, nu a făcut nimeni niciun top până acum pe ea, deci poate urmează, nu știu. Ar fi o idee foarte bună. Da, ar trebui să facem asta. Mă rog, ce voiam să întrebare, cum atragi oameni? Ok, bun, ai zis că păstrezi o relație cu ei, dar cum îi atragi în primă instanță? Gen să... Vă îi chemați de obicei la ședințe. Da. Cum prima ședință din anul... din semestrul întâi, cum îi atragi rând, pe boboci? În primul rând, face recrutările cu ei. Îi chemăm niște recrutări, punem câteva întrebări ca să ne dăm seama ce fel de persoană este, ce talente are. După face ședințe și după încep proiectele, adică începem încet să le dă responsabilități. Da. Și lucrul ăsta îi ajută foarte mult pe ei, pentru că văd că spune că, uite, Alex are încredere în mine și îmi dă să fac asta. Da. Și de acolo el își face o idee și începe să vină la asociație cât mai des. Așa, psihologicul atragi. După, nu știu, mai facem petreceri, pentru că și astea contează până la urmă. Exact, adică poate zici că... petrecerea nu sunt ok, dar din contra, petrecerea aia pe care le faci tu, ți-aduc oameni și după zic, au, ce frumos aici, și o să se distrezi, să facă și treabă și după se adună oameni acolo și începe să se creeze o comunitate de asafcieni. Asafcieni, n-am cum sună. Așa suntem noi numiți prin facultate, asafcieni. Asafcieni, ok, interesant. Ok, și la recrutări ai zis, care sunt metodele de promovare ca să-i aduceți la recrutări? Adică te duci prin cămin? În primul rând avem door-to-door pe care le facem în căminile noastre. Avem de 7, de 14 și de 11. Aducem foarte mulți voluntari să bată la ușă, să fie toată lumea. Adică lumea oricum e happy și de astea. Și da. Mai ales început de semestru. Cred că asta e cea mai benefică metodă de promovare, în afara online-ului și astea pe care cred că le are toată lumea. Ăla e basic. Da, ăla îl face toată lumea, adică avem o postare și wow, vă așteptăm pe data de la asociație, recrutări, wow. După cred că mai dăm o tură de campus, nu știu, cu steaguri, facem gălăgie pentru că e foarte, nu știu, atmosferă foarte frumoasă. Și cred că cam atât, nu știu. A, deci asta, cred că dor cu dorul, cred că e cel mai eficient din toate. Da. Pentru că efectiv omul te vede în fața lui și zice că văd unde ești, sunt de la SAF, și wow, pot să vin și eu și de acolo începe toată distracția. Super. Ia zi-mi așa, Oleacă, care, gen, dacă ar fi să dai o recomandare unui boboc, sau nu neapărat unui boboc, hai zicem unei persoane, ca să se apuce de voluntariat, ce îi zici? Cum ai atrage persoana? Bă, hai apucă-te de voluntariat, hai să zicem o facultate random din Iași, nu construcții. Și îi zici, bă, dar de ce nu te duci la liga aia? Și o să zic, bă, dar de ce să mă duc, pana mea? Ce e recomandat persoanei respectivii ca să facă ceva cu timpul liber? Ce îi zici așa? În primul rând să oarecum să iasă în zona de confort, să facă ceea ce nu-i place. Pentru că în lucrul ăla pe care el poate îl găsește inutil, poate găsi o chestie care aduce un plus. Asta aș recomanda eu unei persoane. A, deci... Și de acolo începe totul. De acolo el o să-și găsească probabil toate nevoile de care... A, deci long story short, să iasă din zona de confort. Exact. Ok. E și asta o idee. Și cum e să... Da, chiar așa. Ok, ai ajuns președinte Asafci, dar totuși, cum a fost? Cum a fost prima zi de președinție? Ia zi. Chiar asta, sunt curios. Am ajuns președinte. Sincer, cu o seară înainte să înceapă, gen, să ne depunem candidatura actualul nostru CD, eram cu gândul că, nu știu, cum o să fie, o să trebuie, adică, eu nu conștientizam chestia asta, că o să am
în spate 200 de voluntari și o să zic, ăia mă ascultă pe mine, ok, ce trebuie să fac acum? E foarte emoționant oarecum, adică e o dramă totală așa în tine, nu știu, nu știi ce se întâmplă, nu știi ce o să faci, dacă o să faci bine, dacă da. O să iei deciziile bune probabil, dacă îi spui unui om să facă ceva și îl face și după dă greș, automat chestia pică pe tine, că el a dat greș. Trebuie să-l faci da. Să înțeleagă că să dai greș în voluntariat e foarte nou. Bine. Da. Și mai bine dai acum greș și înveți din chestia decât să dai pe viitor și lumea să îți sară în cap. A, deci, mai pe scurt, cred că voluntariatul ăsta e și intră treaba asta de educație non-formală. Automat. Și cred că auzisem așa o vorbă, nu era chiar așa vorba, eu updatez o leagă, nu mi-aduc aminte cum era. Versiunea ta asta. Da, versiunea mea, când mi-aduc aminte cum era. Că voluntarul greșește pe moca. Da, așa este. Și făcând greșele acum, când o să ajungi, nu știu, la un loc de muncă, atunci practic greșești pe banii firme, exact, din salariul exact, tău, dar așa exact. Măcar aici, bă, aia este Superman dacă pe mine. Exact, exact, la modul ăla. A, da, băi, deci ia zine, care, dacă tot așa, tot să și atragem oamenii, că noi am povestit numai de zonă, ești din zona de confort. Povestește-ne o întâmplare funny de la un proiect de voluntariat. O întâmplare funny? Da, o chestie așa. Era să dăm foc la ceva, nu știu, facultate. Da, uite, a fost o chestie foarte amuzantă. Știu că băieții au fost, era nu știu ce eveniment de ciclism în Iași pe Bucium. Și au trebuit să monteze băieții o scenă, știu că era o scenă foarte mare și știi că scenele au stâlpea da. Lungi. Și noi aveam un băiat în asociație care era mai micuț de înălțime și... Era el și un tip mai înalt. E bine, tipul ăla înalt ce se gândește? Să-l lase pe ăsta mic să țină stâlpul de sprijin și bătea și vântul afară. Bă, și pe Bucium acolo. Da, și gândește că a bătut vântul atât de tare încât băiatul era să o pățească grav și a sărit stâlpul peste el. El a fost ras cumva de stâlp, oricum a fost o chestie, pe moment a fost foarte... L-a s-a gândit că i-a trecut moartea din fața ochilor. Da. Dar după a fost foarte amuzantă și cred că și în ziua de azi râde despre chestia aia. Și aduce așa aminte. Bă, o termină facultatea, Găciu? Da. Audi, cum mai intră vreunul pe la construcție? Bă, dar stai să vezi ce am pățit, era zmură. Automat, dacă nu-ți iei, cum să zic eu, aici e managementul riscului, dacă să luăm așa. Dacă nu-ți iei anumite măsuri de siguranță, poți să o pățiești și... Dar era, da, a greșit pe muca într-un exact, fel, adică, exact. Adică nu erau sculele lui, el voluntar, mai lăsat un om fără experiență să monteze o scenă, dar aici e și treaba asta, cred că noi ca și voluntar îți formezi și treaba asta să cunoști oamenii doar așa din privire și părere. Gen așa, te uiți cum vorbește automat, o persoană. Dar stând de vorbă și cunoscând atâția oameni, îți dai seama că deja îți creezi oarecum... o idee despre cum e tipologia aia de persoană. Da, îți formezi niște tipologii de persoane și băi, doar că tu uiți așa cum se îmbracă persoana aia, bă, da, ăsta e așa, mai e genul, avut ăsta, contact. Ăsta e introvertit, ăsta e extrovertit, chestii de astea. Extrovertit, nebunii de astea, bă, da. Și cum a fost să... Deci ai zis, ai venit de la Boston. Da, așa am de la Boston. Cum a fost... Ce faci tu? Da, chiar, ce faci în timpul liber? Așa că nu faci voluntariat, nu faci nimic. În timpul liber. Și nu zic cum ai zis la sincer. Aia că n-ai timp liber. Bă, uneori chiar nu ai timp liber, adică încerci să te împarți în toate părțile, să faci, nu știu, să cauți chestii noi, să... Uite, în timpul liber mai și citesc. Care e ultima carte? Ultima carte? Da. Nu e ultima carte, acum cred că m-am apucat de citit o carte, Arta Negocierii. Ok, nice. E o carte scrisă de ceva un tip de la FBI, nu știu. Okay. Încerc să capăt și eu anumite skill-uri noi, nu știu, să persoane, să chestii de astea. Și, nu știu, seriale, chestii de astea. Okay. Încerc să lucrez oarecum la viitorul meu, să învăț skill-uri noi, uneori mai fac și Photoshop în ultimul timp, adică încerc să fac niște chestii, nu știu, să fac videouri, îs mort pe partea asta de TikTok și filmați și chestii, adică încerc oarecum să învăț sau să te bați și tu acolo, exact. Vreau și o bucățică din pâinețea asta. Pentru că până la urmă e loc în toată lumea chestia asta, adică nu are loc doar X sau doar Y, tot alfabetul acolo. Tot alfabetul, da, corect. Uite, acum că nu mai avem nici noi foarte mult pe final, cum te-a ajutat pe tine personal voluntariatul? Acum nu ne referim la general că bă, ești din zona de confort asta. Efectiv, bă, m-a uite. M-a ajutat pe mine? Da, am cunoscut pe persoana X de la, nu dăm nume de astea, dar persoana X de la firma Y și chestii, stilul ăsta. Un beneficiu la tine personal. Mi-a creat caracterul pe care l-am acum. Caracterul tău? Da.
Da. A ajutat foarte mult voluntariatul la caracterul meu, adică la modul că în liceu eram o persoană mai retrasă și automat revin iarăși la... Am dobândit anumite skill-uri pe care le am acolo și știu că mă ajută în orice situație și dacă le combin, iese ceva wow. Dar chiar cum ar fi fost Alexandru Mandache fără voluntariat în facultate? Probabil o persoană care începea să lucreze deja, cred că din anul 1 sau 2, își căuta un job în domeniu și se dezvolta pe chestia asta. Pentru că automat avea mai mult timp liber și... Deci căutai o variantă de asta... Exact, să nu stai degeaba, tot căutam ceva să fac, da. Să nu stau acolo tot ziua în cameră și să pierd timp. Sau făceam... varianta basic, să mănânc cu băieții și aia, da. Nu? Bine, asta merge și alt timpul, îți dai seama că uite, în anul 1 merge chestia asta, de obicei. În anul 1 până cunoști anumite persoane și îți faci grupulețul al tău. Bine, dar da. După trebuie, automat o să apară distracții și astea și în anul 3 și în anul 4 și în anul 2. Pentru că e normal, suntem oameni până la urmă și după muncă, poate uneori vine și răsplata aia să uite după un proiect, dar automat vine și o petrecere dacă l-a reușit. Clar, pentru că te ajută foarte mult. Dar să nu faci din asta un obicei. Da. Asta ar fi cel mai important. Da, dar până la urmă, hai că tot am zis de muncă, că voluntariatul este muncă, dar nu e chiar muncă tot 90%, adică e și partea asta de 20% muncă ca lumea, clar, dar e munca asta într-un fel e și distractivă, dacă stăm, adică... Dacă știi să faci munca asta distractivă, da, e, dar dacă nu... Adică poți să pui și voluntarii în situații să muncească, dar se și distreze și asta poți să automat, poți dau și exemplu o grămadă aici. Dau un exemplu așa pe scurt, când faci un proiect, nu știu, de Halloween, zic, aș face o petrecere, ai nevoie de decorațiuni. Îi chem pe toți acolo, ei lucrează la decorațiunile respective și automat poate ei zic că, bă, frate, mamă, iar mă pune să taie asta și asta. Dar uite, de acolo unul scapă o varfe că altul varsă o doză de cola, altul își bagă ceva și chestia asta. E distracție. Da, dar chiar vă ajută facultatea? Pe gen automat. Așa ca și instituții vă ajută, bă, uite, vrea Slavci să... Automat, da, deci facultatea e în strânsă legătură cu noi și noi suntem la fel cu dânsii. Vă mai dă o sală unde să vă da, faceți... Da, clar, clar, da. La capitolul ăsta nu avem... E fain că totuși sunt deschiși, adică nu cred că ați avut probleme vreodată. Nu. Nu? Păi bine așa, într-un fel. În liceu e foarte complicată treaba asta cu voluntariatul, cu lumea nu prea înțelege. Bine, dar... e și la alt nivel. În liceu poate sunt mulți sub 18 ani, adică mulți, majoritatea sub 18 ani, adică încă nu au punctul ăla de nu au ajuns la maturitatea respectivă de care să, nu știu, să poarte o conversație cu un cadru didactic mai de un nivel mai înalt. Da. Băi, și cum crezi tu că o să se dezvolte Slavci? Cum crezi că o să dezvolt după ce termin tu candidatul, ce termin în toamnă, cred că nu? Da, da, da. Nu, undeva prin luna mai. Prin mai. Asta ce cum se dezvolte. Eu am credere foarte mult în voluntarii pe care avem în momentul de față și cred că asta în continuare o să mențină stacheta sus și cu siguranță o să fie și mai sus de atât. Pentru că sunt oameni care o să aducă multe beneficii. Ați început, deci ai zis că în luna mai, cam așa, da, nu? Da, cam așa, da. Și ați început și voi un proces de handover, adică, băi, hai că, într-un fel, cam... Nu știu dacă chiar știi cine o să fie următorul președinte, dar măcar, bă, hai că stiau cu mine. Automat chestia asta se creează, pentru că trebuie să ai o siguranță. Adică, uite, fiecare membru din conducerea noastră, când intră în funcția respectivă, noi îi spunem că, uite, dacă în caz că vrei să renunți sau o să termine mandatul, trebuie să ai acolo un om de siguranță. Indiferent că face treabă sau nu face treabă, trebuie să fie acolo omul respectiv. Pentru că nu poți să lasă așa totul baltă, gata, pleacă Alex, cine e următorul? Nu știm. Okay. Și ce-am făcut? Practic, eu am muncit, eu am făcut să asociația să fie în punctul ăsta și după, iar, ok, trebuie să ai o siguranță acolo. A, deci practic, legal, mă rog, ție teoretic ți se termină mandatul mai, dar practic tot mai stai, că bă, nu lași oamenii să cadă așa deodată. Și cum... deci ai zis că ai niște oameni așa care... Da. Și cum îi vezi? Dar chiar ai partea asta, deci până la urmă 90% din voluntariat e muncă cu oamenii, adică da, să stabilim asta. Ai întâlnit și oameni dificili și cum ai manageriat situația respectivă? Da, uite, spre exemplu, sunt oameni foarte dificili care încearcă, nu știu, spre exemplu, facem un proiect. Încercăm să găsim un proiect nou pe care să-l implementăm în asociație. Da. Ei bine, el vine cu ideea, noi stăm la masă toți cu el, încercăm să lucrăm cu el. Dar el nu ascultă părerile noastre și în continuare le ține pe ale lui. Și e foarte greu să lucrezi cu omul respectiv, pentru că e greu să-i scoți din cap. El dacă are și-a întipărit ceva în minte, că uite, eu vreau să fac asta, asta, și tu îi spui că nu e ok.
Da. Poate, nu știu, și să lucrezi cu el, să-l faci, să schimbi perspectiva, e dificil. Exact. Cu unele persoane, bineînțeles, pentru că unele înțeleg că îi vrei da. Binele și ce să-l ajuți. Da, dar... deci în mare cam asta a fost problema? Da, da, da. Deci, bine ați revenit, ni s-au închis alea camerele, dar este ok. Ultima noastră idee era ce ai adus tu în plus Asafci, la Asafci. Cum am mai spus, s-au ridicat, cred că moralul la foarte multe persoane și am fost acolo pentru ele. Dar am adus și multe, am dat și multe sfaturi la rândul meu și cred că în afara ideilor astea cu moral și sfaturi, am adus, poate nu știu, am idei noi oamenilor. Le-am am încercat cumva să deschid mințile la mai multe persoane. Super. Bun, acum că totuși am ajuns și la un final, o să te rog, noi avem o nouă rubrică la acest podcast minunat, o să te rog să scrii pe această foaie o întrebare pe care să o adresez următorului invitat. Tu nu știi cine este următorul invitat, nici noi nu știm, dar așa, o întrebare. Și cât timp tu o să scrii întrebarea, încă o dată îți mulțumesc că ai venit la podcastul nostru. Mulțumesc și sperăm că v-a plăcut, v-a plăcut de Alexandru Mandache și că v-a plăcut și acest podcast și vă reașteptăm la următorul podcast. Tu poți să scrii acolo întrebarea.